ceea ce vedeți se petrece în România. Pe un stadion din România este o atmosferă absolut extraordinară. Nici o fracțiune de secundă fanii Petrolului nu s-au oprit încântat, de parcă nici n-ar fi văzut acest gol al lui Lama. N-am mai văzut niciodată pe un teren de fotbal așa ceva. Și Bochila lovește golcheterul Petrolului. Spectacolul făcut de suporterii Petrolului este realmente extraordinar. Rare ori am văzut așa ceva pe un stadion din România. Petrolul, o echipă care a câștigat campionatul România, care a câștigat Cupa în România, are totuși un trofeu mai de preț decât toate aceste cupe. Este vorba de acești suporteri extraordinari, cum nu știu dacă mai are vreo altă echipă. Ce se întâmplă pe stadionul Ilie Oană, se întâmplă doar pe marile stadioanele Europei.